Circumstanțialul de timp, clasa A6, învățarea prin imaginație Pentru început, recunoașteți obiectul? Pentru a reține mai lesne circumstanțialul de timp, apelăm la armonia valsului, la imaginea gramofonului, aruncăm o privire în trecut. Ascultați Gramofon Vals de Eugen Doga de pe YouTube. După aceea, scrieți pe maculatoare cuvinte care să descrie emoții, imagini, stări legate de valsul ascultat. Cât ascultați valsul, opriți resursa video. Emoții, stări, imagini ieri, acum, mâine. Privirea retrospectivă ne poate dezvălui momente interesante, plăcute sau neplăcute, și imagini care încă semnifică ceva. Reținem. Circumstanțialul de timp este partea secundară de propoziție care indică timpul în care se desfășoară o acțiune sau se manifestă o însușire. Exemple. Cândva am ascultat la gramofon. Când am ascultat? Cândva. Coletul trimis ieri s-a pierdut. Când trimis ieri s-a pierdut. Circumstanțialele de timp sunt subliniate. Observații. 1. Circumstanțialul de timp este facultativ din punct de vedere sintactic. Exemplu. Am mers la castelul unde cândva exista un turn negru. Putem scoate din context circumstanțialul de timp, adică acest cuvânt cândva, și sensul nu este afectat. Putem la fel de bine să spunem și am mers la castelul unde exista un turn negru. 2. Când este cerut obligatoriu de verb, atunci se numește complement circumstanțial de timp. Deci nu mai este facultativ. Stema datează din epoca aceea. De când datează? Din epoca. Circumstanțialul de timp se subordonează unui verb. Exemplu, întotdeauna am muncit. Când am muncit? Întotdeauna. Unei interjecții predicative. Haideți mâine în drumeție. Când haideți? Mâine. Sau unui adjectiv. Cornul cumpărat de trei zile s-a învechit. De când cumpărat? De zile. Și omul bucuros ieri s-a întristat. Când bucuros ieri. Întrebările la care răspunde circumstanțialul de timp sunt când de când până când exemplu vom lucra până miercuri cât timp voi iubi mereu munții de câte ori observați întrebările și exemplele circumstanțialul de timp se poate realiza prin grup nominal am muncit mult în tinerețe când am muncit în tinerețe adverb de timp, a primit alt cândva răspunsul, când a primit alt forme verbale nepersonale, la infinitiv, până a pleca, a mâncat tot, până când a mâncat, până a pleca, la gerunziu, mâncând, asculta, când asculta, mâncând, și la participiu, Sosit acasă, te-a văzut. Când a văzut, sosit. Rămânând aproape de muzică, învățăm exemplificând. Transcrieți. Valsând, erau purtați de armonia sunetelor. Am ascultat cândva la un gramofon valsuri și mi-au plăcut. Azi, am căutat pe YouTube valsuri de Eugen Doga. În șapte zile am scris un mic poem pentru piesa compusă de tine. La a treia m-am emoționat teribil pentru că era melodia noastră. Sunt cinci enunțuri. Cerințele? Le observați? Opriți resursa video și răspundeți în scris pe maculatoare. După ce ați răspuns, o reporniți și veți vedea răspunsurile. autoevaluare sau evaluare, scrie un eseu de 8-10 rânduri care să aibă legătură cu imaginea. Vei pune un titlu potrivit și vei include 5 circumstanțiale de timp realizate diferit, exprimate prin grupuri nominale diferite, adverbe și forme verbale nepersonale pe care le vei preciza între paranteze. Mulțumesc!